Tulpina braziliană a virusului SARS-CoV-2, una dintre cele mai temute, a ajuns și în România. Doi bărbați din capitală, purtători ai virusului modificat, sunt internați acum la Institutul Matei Balș. Iar specialiștii români vorbesc despre existența celui de-al treilea val al pandemiei în țara noastră. Numărul infectorilor diagnosticate în ultimele 24 de ore s-a apropiat de 5.000. Este al doilea vârf de îmbolnăviri înregistrat anul acesta după cel din 8 ianuarie. Primul român depistat cu tulpina braziliană este un bărbat de 38 de ani care nu a călătorit în străinătate și nu a intrat în contact cu vreun bolnav de COVID-19. Al doilea este tot un bărbat de 57 de ani care face parte dintr-un grup de 3 pacienți, iar posibila sursă de infecție este un coleg. Amândoi sunt simptomatici. Direcția de Sănătate Publică face o anchetă ca să identifice pe toți cei cu care au intrat în contact. Anunțul privind existența acestei noi tulpini a fost făcut de Institutul Național de Sănătate Publică, pe baza probelor lucrate la Matei Balș. Până acum, în România s-au prelevat 772 de probe și au fost prelucrate 382. Cele mai multe conțin tulpina britanică. Larga majoritate, 378, sunt cu tulpina britanică, iar dintre acestea 29 sunt la copii, 2 probe cu tulpina subafricană și 2 probe cu tulpina braziliană. Dintre cei 378 de pacienți infectați cu tulpina britanică, 10 au murit. Medicii spun că toți sufereau de comorbidități. Este o variantă virală care se transmite mai ușor. Este o caracteristică pentru toate noile tulpini. Se transmit mai ușor, dar din fericire nu sunt forme mai agresive. Datele disponibile la acest moment ne arată semnale că eficacitatea acestor vaccinuri este ușor diminuată față de tulpina sălbatică și chiar față de tulpina britanică. Trebuie să înțelegem un aspect. În primul rând, niciun vaccin nu oferă o protecție de 100% și acest lucru este transmis cât se poate de clar. Și în al doilea rând, există persoane, aproximativ 5% dintre oameni, care sunt non-responderi, care nu dezvoltă anticorpi. Numărul cazurilor crește de la o zi la alta, iar ultima raportare vorbește de aproape 5.000 de noi cazuri. Secțiile de terapie intensivă sunt din nou pline. 1.126 de bolnavi sunt în stare gravă la ATI, iar 93 au murit în ultimele 24 de ore, între ei o tânără de 18 ani care avea și alte afecțiuni grave. Mai mulți medici din spitalele care tratează pacienți cu COVID-19 vorbesc despre al treilea val al pandemiei existent deja în țara noastră. În acest moment, 76% din pacienți internați sunt cu forme severe, sunt pacienți tineri, pacienți de 30 de ani, de 40 de ani, care sunt în terapie intensivă, care se luptă pentru fiecare zi din viața lor. Fiecare noapte ocupăm paturi suplimentare pentru că în fiecare noapte sunt pacienți care vin de la domiciliu cu forme severe, cu insuficiență respiratorie. 4 județe și capitala sunt în acest moment în scenariul roșu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.